Zeci de artiști de la noi au interdicția de a ține concerte de UCFL deja de aproape două luni. În hotărârea Comisiei Naționale Extraordinare de Sănătate Publică se arată că și în cazul în care la acestea ar participa mai puțin de 50 de persoane, oricum în sălile de concerte există riscul de infectare cu COVID. Și cei de la Ministerul Sănătății declară că deocamdată prezența la concerte reprezintă un grad sporit de risc. Între timp însă, teatrelor li s-a permis să-și reia activitatea, iar la Orhei, de exemplu, se dau petreceri de zile mari. Nedumeriți, muzicienii se întreabă dacă ar fi o greșeală la mijloc. Până vor dezleca această enigmă, muzicienii se plâng că au rămas practic fără venituri și nu au din ce își întreține familiile. Ei au expediat mai multe demersuri în instituțiile statului și sunt în așteptarea unui răspuns. Artiștii se plâng că deja de aproape două luni nu au mai susținut niciun concert, fapt care le-a redus veniturile cu peste 90%. În timp ce unii mai reușesc să găsească activități pentru a face un ban în plus, alții recunosc că nu se descurcă. Am copii care, atunci când am deschis scrisoarea pentru Moș Crăciun, pentru că, bineînțeles, le-am deschis, asta e. Mi-am pus careva semne de întrebare dacă aș putea să realizez dorințele copiilor care să le aduc sub brad acele cadouri pe care ei le merită. Acele servicii comunale simple sau rate la bancă pentru ipotecă, pentru casă sau grădinița copiilor sau cheltuieli foarte mari. Dar v-ați gândit să vă reprofilați? Păi, mă gândesc și până în momentul de azi, pentru că nu înțeleg, nu văd un viitor. Nici concertele online nu sunt o soluție, spun muzicienii. Mă simțeam goală în scenă. Deci absolut, parcă nu era absolut deloc arderea asta, nu era simțul acela de artist care își trebuie să transmită ceva. Decizia de ieri a Comisiei Naționale Extraordinare de Sănătate Publică, care a hotărât să interzică în continuare concertele, este o adevărată lovitură pentru ei. Majoritatea vor să creadă că ar fi o greșeală la mijloc. Pentru că nu văd nicio logică în această hotărâre, pentru că nu este nicio diferență dintre publicul care merge la un spectacol, la un concert simfonic sau la un concert de oricare altfel concert, așa, și la un spectacol de teatru. Sunt aceleași săli. Cerem ca să fim ascultați și să ni se dea dreptul să activăm, să avem spectacole, chiar dacă mai puține. Dar se pare că autoritățile responsabile nu se grăbesc să le intre în voie artiștilor. Într-un răspuns pentru TV8, Ministerul Sănătății declară că epidemiologii au evaluat riscurile și nu pot permite organizarea concertelor, întrucât asta ar presupune aglomerări mai mari și durate mai lungi de aflare în sală. Chiar dacă decizia este luată la nivel de țară, de ea nu s-a ținut cont aseară la Orhei. În comuna Berezlogii a fost organizată o petrecere de zile mari cu focuri de artificii cu ocazia lansării luminării stradale, la care au participat zeci de oameni. Care au venit să fie astăzi aici parte a acestui eveniment frumos și minunat. Bună seara, bine ați venit, vă mulțumim că ați venit și că sunteți alături de noi. La petrecere au participat și deputații Platformei pentru Moldova, iar Elanșor, tradițional, a ținut un discurs online. Contactat astăzi, unul dintre deputați a părut deranjat de întrebările TV8. Da, noi am numărat și sunt mai mult de 50 de persoane. Este o încălcare. Stați puțin. Dumneavoastră acum m-a sunat, m-a dat întrebări, ori să mă acuzați de ceva, că eu n-am înțeles. Eu și niște minciuni și niște falsuri. Cum să mă învinuiți mine? Eu am încălcat ceva, eu am fost invitat. Din imaginele video postate pe internet se poate observa că mai mulți participanți nu au purtat mască, iar distanța socială nu s-a păstrat. Chiar și așa, responsabilii din localitate ne-au spus că oamenii s-ar fi adunat singuri, fără a fi chemați, și că regulile au fost respectate. Știți, când s-o prins să aduna lumea la locul unde a fost stabilit inaugurarea pe solemnitatea asta, e un teren destul de larg în centrul satului. Și oamenii, bineînțeles, că erau pe grupuri, vârstnici și tot așa, aia că stai chiar, cum spune, în desfetul unul altul, n-aș spune. Asta a fost în fața oficiului, punctul medicului de familie, sau cum se numește, și au participat și lucrătorii medicali. Totuși, poliția din Orhei a pornit o procedură contravențională pe acest caz. Nerespectarea măsurilor de profilaxie și de combatere a virusului COVID-19 se pedepsește cu amenzi de până la 5.000 de lei pentru persoane fizice și până la 35.000 de lei pentru cele juridice.